când mă știu eu pe pământul ăsta, familia mea a fost întotdeauna alături și știu că aici e vorba de iubire necondiționată 100%. Părinții mei au avut grijă de mine încă din prima mea zi de viață, au făcut tot posibilul ca eu și sora mea să avem tot ce ne trebuia, chiar dacă au fost anumite sacrificii la mijloc. Dar și cu astea au reușit să ne ofere afecțiunea maternă, cât și cea paternă de care un copil are nevoie. Au fost susținătorii mei since day one și au încredere în mine în tot ceea ce fac. Iar pentru că ei au avut atunci încredere, astăzi cu ajutorul tatălui meu am reușit să o fac pe mama fericită, cu ceva ce își dorea de foarte mult timp. Și bineînțeles că totul se întâmplă datorită vouă, pentru că îmi sunteți alături, mă susțineți și aveți încredere în mine. De calea asta vreau să vă mulțumesc și vouă și promit că voi face tot posibilul să ating cât mai multe goaluri. Așa că dacă îți place ceea ce fac, nu uitați să te abonezi cu clopoțel ca să fii notificat de fiecare dată când postez, să lași un like clipului și să-mi dai un follow pe Instagram, pentru că până de ziua mea, mai exact pe 17 ianuarie, vreau să ne strângem 50.000. Gata cu vorba, uitați-vă până la final pentru că merită. Reacția mamei e priceless. Așa cum ați auzit dintr-o băieți, astăzi să ne uităm de o mașină surpriză pentru mama și sora mea. Pentru că sora mea abia a intrat în școala de șofer și vreau să aibă ceva ok din prima. Și mama n-a mai condus de mult, că nu-i place mașina pe care o avem, așa că trebuie să-l plămână. Salutare tuturor. El e tata. Ideea e că noi am vrea așa, mașina mică, an, doamne, nu știu cât mai nou, să fie automat. Doamne, știu să găsim un 2022 în banii ăștia. Kilometri cât mai puțin, vă dați seama, și ce ne interesează este să nu fie avariată. Și asta o să aflăm cu ajutorul Car Vertical, care este sponsorul clipului de astăzi și îi mulțumim foarte mult. O să vă las niște cuvinte despre Car Vertical, dacă nu știți ce e Car Vertical. O să vedeți și în clip că ne-am chinuit mult să găsim mașina perfectă pentru mama. Am vizitat o grămadă de parcuri auto și am vizionat o mulțime de mașini. Evident că au fost și țepe. Am verificat două dintre mașinile pe care le-am găsit, care din păcate au avut daune serioase și erau adevărate pericole în trafic. Vă încurajez pe toți, mai ales dacă vreți să vă cumpărați o mașină, să o verificați întâi pe Car Vertical. Dacă vreți un discount de 20%, puteți folosi codul meu Robinet, așa mai salvați niște bani. O să merg la Brașov cu tata și o să ne uităm de ceva mașini pe care o să le luăm în considerare. Bineînțeles că o să le verificăm și acolo pe acelea pe Car Vertical. Oh, dar nu vine să cred că în sfârșit se întâmplă asta. Wow, aici se ascunde bestia pe care eu o conduc. E adevărat aventură aici, că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă și sunt o grămadă de mașini, dar gen nu-i nimeni aici. Am găsit Golf ăsta, e 13.000, părere. Încă nu știm ce mașină vrem să luăm. Ai vreo preferință de marcă? Eu normal am să merg Volkswagen. Grupul Vagos. Mă, ce uite mașina asta. Mașina să fie cât mai mică, că o parchet ușor, faci tot ce vrei tu ușor cu ea. Dar asta e urâtă, băi. 2175 de kilometri, de mii de kilometri. Da, bine. Interiorul e drăguț. Uite, e cu piano grep pe aici. Trebuie să verificăm pe Car Vertical, să-l ținem ca o posibilă variantă? Da, merge unul, să vedem. 120 de cai. Perfect, și are și seria de seară. Are și seria, da. Noi ne-am gândit întâi să mergem la niște parcuri din astea auto, să vedem ce găsim, pentru că mai vedem modele, ne mai uităm după ele și așa mai departe. Și după să apelăm în sine la second hand, la modul că mergem, sunăm pe cineva, ești, vreau mașina ta. Am ajuns acum la unul, am fost, nu am găsit nimic. Acum mergem la altul, cred că în Brașov mai sunt încă două. Vedem ce e acolo, o să vă arăt și vouă și sper să găsim altceva. Gata, băieți, avem raportul făcut. Deja vedem o eroare la kilometraj, nu este furată, dar a avut accident. Adusă din Franța. În 2022 a fost de vânzare în România prima dată în luna a 7-a. Am avut de atunci. Cred că băieții au verificat-o pe Car Vertical înainte. Ok, asta cred că e o eroare, sincer. Uite, are o eroare aici 175, după aceea 174, dar nu cred că a dat nimeni un kilometru înapoi. Da, dar eu dau o mică, între 500 și 1500 de euro. Ce poate să fie? O bazgâria portiera. Data a fost pusă la vânzare cu 5990, acum e 5950. 40 de euro, bun, la motorină. Uite-l pe ăsta. E manual, nu? Da, e manual. Noi mai mult ne uităm după o mașină mică, o mașină de oraș, pe care mama și sora mea genul să poată să o conducă. Am găsit Golful ăsta, Audi-ul ăsta, dar e prea jos. Efectiv, un Cosmopolis, dacă dai de un bumper cu ăsta, e rău. Și mai avem și Golful ăsta. TDI, DPF, DSG, DJ, cântă cu mașina asta. Nu se putea întâmpla mai rău, dar gen, ne uitam de mașini și cineva a lovit mașina noastră în stradă. Și acum mergem să vedem care e faza. Spre surprinderea mea, chiar sunt o grămadă. Cât despre oamenii care au dat noi, a fost ok toată situația, nu s-a întâmplat nimic. Mă rog, iar și-am mai găsit mașinuțe, băieți. Am găsit polul ăsta 2011, bă, dar chiar sunt variante. Mercedes e B-class, arată cât de cât drăguț. El este la zbor tatălui lui, dacă știi. Am condus și eu, e numărul 1. Deci avem Mercedesul ăsta, Audi-ul ăsta, care mie mi se pare sincer că arată bine cu jantele astea spițiate, dar nu știu dacă mi-au luat doar mie ochii. Nu știu, arată bine în general. Și hai să le și verificăm pe Car Vertical, că fără nu se poate. Urmează să ieșim din al treilea parc auto în care am fost. Astăzi mergem către al patrulea. Uite-l pe ăsta, ce jante periculoase are. Cred că mașina asta prinde 400 la oră cu jantele alea. Îl luăm Jeep-ul ăsta atunci. Este și mai mare. Uite-o și pe asta ce jante are. Păcate jantele. Pă, bune. Le luăm un BMW? Periculos. Nu au voie BMW. Tu vorbești că mi-e rușine. Ce plec de aici? Vrem să vă cumpărăm mașina, domnul.
accesat? Bine că avem mașină. Am vorbit cu domnul de la parcul ăsta auto foarte de treabă. A zis că se mai interesează și el de mașini și așa și am lăsat și un număr de contact în caz de o să găsească ceva. Mă uitam eu așa la tot, am văzut mașina asta. Mi s-ar părea prea amuzant să o văd pe mama sau pe sora mea în mașina asta. Efectiv, e The Time Master, dracu. Nimeni nu le stă în cale. Bine, ți-ai drept, e manual. Atunci avem aici un Audi A3. Din pozele pe care le-am văzut, mie mi se pare drăguț. Și în interior, mă rog, lemnul ăsta nu e neapărat favoritul meu în combinația asta. E aici pe care le-am văzut și daune, îți dă tot, nu? Da, îți dă daune, kilometri, dacă a fost furată, dacă a fost taxi, dacă a fost inundată. Kilometrajul e bun, a fost furat, nu are accident și nu a fost taxi. Perfect, am venit în România în... Da, în 2022 a fost la vânzare. Deci are 196.000 de kilometri, am 197. Eu sincer nu mă așteptam, eu chiar mă așteptam să o găsim bușită pe asta. Uite, aici sunt și fotografiile pe care le avem și pe anunț. Dacă asta ar fi mașina mea, în primul rând aș înălța o mai mult, i-aș da chestia asta jos de aici, deși arată ok și cu da, asino fără. Aici în spate mi-aș pune un televizor direct cu un PlayStation acolo. Navigațiare, volan drăguțare, n-are trapă. I-aș face trapă. Și scrieți în comentarii dacă știți de unde e numărul ăsta de matriculare, pentru că eu sincer apar nu am. Și am văzut câteva mașini pe aici care sunt înmatriculate așa. Adică uite-o și pe aia din față de acolo. Are același număr. Ia să vedem pe domnișoara. Na, e manual. Am găsit și un Polo roșu, băieți. Hai să vedem împreună raportul. Are, ok, nu ne mai interesează, are kilometrajul modificat, are și accident. Sunt curios ce găsesc aici la el, ia să vedem. Daune, are aici un accident cu 1500-3000 de lei. Nu e așa mult, pară lovită sau ceva. Da, mai are unul. E același. Nu cred că e același. Asta e în 2013-04, 2013-06. Cum o să faci același accident în două luni? 2013-07, încă o lună. La un moment nu i-a plăcut bara față. Uite, asta e în spate. În spate, cum și în 2016, era 10-a. După 3 ani. Da, și lateral. Deci după 3 ani, aparent, nu știu, probabil s-a schimbat proprietarul sau ceva, că ăsta vă care ceva cu spatele, că și ăsta a dat de 2 ori în spate. 2018, dar asta mai drăguț, că e mai drăguț. 2018, a 4, aici văd că începe și el în forță. Cu 1500-3000 de lei, dar asta nu sunt daune mari. Wow, dar asta e. Nu prea ne place, între 20.000 și 40.000 de lei, a fost făcută pachet. Bot, lateral, sub, spate, dreapta. Pai de viața. E a doua zi în care filmez vlogul ăsta, pentru că gripa asta nu mă lasă în pace, băi, și acum mă simt puțin mai bine și mă simt mult mai în stare să filmez, așa că astăzi o să plec într-adevăr cu tata și să ne uităm după mașini, ce ați văzut mai devreme, că ne-am uitat noi prin parcuri auto și așa a fost să ne facem o idee, pentru că nu prea găsim ce ne dorim noi de fapt. Am găsit acolo mașini automate, doar că erau Golf Regen și știu 100% că mama nu o să-l conducă, pentru că e tip asta cum avem și motivul pentru care acum am o bomboană de aia de gât, că mă doare gâtul. Și mamei e frică de mașină mare, puternică, n-am cum să zic, dar e cât de cât puternică. Mama vrea ceva simplu, mic, ce mă aștept ca și surorii mele să fie mai ușor cu ceva mai mic decât cu mașina asta de 5 metri. Am găsit o mașină după care vrem să mergem astăzi, dar întâi o să verificăm pe car vertical și dacă e bună plecăm după ea, băi. Este un Volkswagen Polo, motor 1.6 TDI, automat DSG. Mamă, nu vine să cred, băi, ți-am verificat atâtea mașini în clipul ăsta, nu cred că să mai verific în viața mea. Asta chiar mi se pare un anunț bun. Puteau să fie mai multe poze, dar treacă meargă de la noi. Scrie că nu a fost implicat în accident. Mă rog, vedem ce zice car vertical. Deci kilometrajul e bun, nu-i furt, n-are accident și nu e taxi. Stai așa un pic, what? Ok, are tot kilometrajul desfășurat bine aici. Daune nu sunt. Ce tare, cred că putem să-i punem navigație touchscreen. Uite, are o daună aici. Arată. Sau poate a fost reparată, nu știu. Vezi, atins un pic într-o sârmă ceva. Înțeles. Și aici pe parafață e puțin zgâriat, a fost un pic îndoit aici. Vrei să îl sun pe domnul? Da, sunam și bine, nu vreau să urez că mie mi-e rușine. Ok. Așa e generația mea. De ce nu vrei să-l apelez? Vrei să-l sun de la mine? Da, te sună chiar el. Unde știa că vrei să-i cumperi mașina? Oare îi trează la ora asta? Alo? Bună ziua, să trăiți. Ok, deci se poate vedea. Și poate. Mai are aici coloră cu tot zgurietul, o să vedeți dacă. Sper să nu fie trafic. E vineri, vere. O să fie trafic. Deci, așa se procedează prin a cumpăra o mașină. Doamne, de-abia aștept să-mi cumpăr mașina mea. Da, băieți, asta e mașina. Deci o să se placă. Mult durează, mă, până se face toată plata asta și așa. Eu acum sunt în afara băncii, gen, și aștept să se facă plata, să putem să plecăm cu ambele mașini de aici, că și noi am venit cu mașina noastră pasată. Eu o să plec cu una, tata cu alta. Oh, doamne, de-abia aștept. Cred că ăsta e ceva achievement, tată, fiu. Ești și tata în spate. Acum sunt eu cu două mașini, dar ar fi tare, ar fi să găsesc undeva o fundiță din aia, frate, pe care și eu pun pe capotă. Bă, mă, depășește tata. Stai cu minte, puiul meu. Haide, father. Da, băieți, așa arată și mașina de la spate. Dai să mă duc că poate se bagă unul între noi și nu-i bine. Pleacă tata de lângă mine, băieți. Nu vine să cred că fac drumul ăsta să-i livrez. Îi dau cadou, de fapt, o mașină mamei. Mamă, stai că trebuie să dau și a doua. Doamne, nu vine să cred că fac asta. Băi, sunt foarte fericit. Cum am zis și în intro, totul se datorează vouă. Vă mulțumesc mult. Nu știu, targetul meu anul ăsta e să fim 300.000 pe canal, oameni buni. Ce ce-ți reușim? Eu zic că da. Și bineînțeles, nu uitați să apăsați și butonul de like, pentru că noi youtuberii ne ajută maxim. În sfârșit am ajuns și noi cu mașinile în Azuga, le-am parcat acolo, pentru că trebuie să mergem să căutăm o fundiță din
aia de se pune pe capota mașinii. Dar nu știu dacă o să găsim, așa că urați-ne succes. Gata, băieți, am improvizat noi așa cu o fundă și cu din asta. Mamă, poate zgâriem vopseaua. Nu? E ok? Aici așa. Și o scoatem pe sus. Stai, vezi să nu scade capota, că mai nenorocit. Nu, acum e prea la mine. Lasă așa. Așa e bine. Doamne, ce bine arată, nu cred. Crezi că plânge? Cine se plânge? Mamă. Bag mâna în foc că plânge. Perfect. Wow. Mami, ce faci? Bine, vino puțin. Fac un vlog și am venit o provocare și trebuie să mă ajuți. Vezi că eu deja filmez. La ce faci? Nu, ce frig. La ce mă scos pe mine? Păi trebuie să fac o provocare, mami. La ce faci provocare? Ce nu e pe Ioana să faci provocare? Pentru că e provocare cu tine. Hai, vino. Lasă-mă să beam vin de la muncă, e frig de moare afară. Uite, aia e provocarea. Ce e aia? Ce provocare e asta, mă, ai nebunit? Am primit o provocare să cumpăr o mașină și să joc la aparate. Doamne, glumesc, nu joc. Ai nebunit? Ce provocare e asta, mă? Ia uite, parcă stă și vine lângă ea. Cu asta, zi, spune-mă, tu ce e, despre ce e vorba? E prank, am închiriat o zi, ai voie să te bucuri de. Glumesc, glumesc, e a ta. Nu cred. Ba da, e a ta. Ai nebunit, da. Nu cred. Da. Serios? Da. Doamne, ești nebunit să fie a mea. Ai, nu, spunea. Uite, îl iubește-l și pe el. Da, ta e. Paolo, stai că mi-e rău. Deci nu cred! Bravo! Robi, serios vorbești? Da! E adevărat, Robi, jur! Adevărat! Hai, spune adevărul că eu cred. Chiar e adevărul! Mersi, Robi, mersi! Lasă fata! Bravo, Robi! Paolo, stai că mi-e rău! Haide, Robi, spune adevărul! Adevărul e a ta! Dar nu, să te iubții mei, la tu mie, nu cred! Da! Dar mai era câteva zile. Lasă, nu, au, au, au. Iubirea mea, Robi, ce te iubesc eu. Ce te iubesc, nu plânge pe camera, ține-te un pic, plângi după. Lasă-mă că mi se place și lui Toto. Nu mai răspundeați voi la telefonicie, nici al alteri. Pa, Vivi, să te pune să-l pa, mersi. Pa. Serios vorbești? Doamne, nu cred, Robi, hai zic că eu o să cați jos. E drăguț. Hai să uite că hai să-ți arăt interiorul. E automată sau manuală? E automată. Automată, wow, exact ce trebuie. Exact ce îți place ție. Nu cred așa ceva. Hai, bagă-te la volan. Vezi că nu știu cu asta automată, să-mi arate. Îți arată tati că el a condus-o până aici. Am condus Passatul. Și de mine, dar ce bine arată înăuntru, nu cred. Wow. Bă, e păcat că nu prea ai pur bagaj în ea. Sincer, că mă uită. Are, dar e mică, mami, asta. Păi asta aș fi vrut ceva mic. Uite, de aici îmi deschide așa și dai în sus de el. Când ziceam că vreau ceva mic să-mi iau la timp o vești și mi-ai luat tu? Nu, dar ai permis de 6 ani și n-ai condus odată. Da. Și m-am gândit că poate de asta. Hai, nu odată, hai, nu exagera. Mai glumim și noi, mai râdem și noi și eu și tata. Doamne, cât e de frumoasă. Tata a găsit-o. Ia uite, mama, aici am luat lui mami. Ce bine arată. Uite, spui că ești în avion, mama, cu schimbătorul ăla. Păi știi că trebuie să-i dai o tură. Da, o să-i dau o tură, dar stai acum că nici nu știu cu ce să mănâncă. Ai răbdare, eu facem instructajul și mergem. Eu o să o păstrez a noastră, pe a lui tata. Și asta o să o împarți tu și Ioana când o să ia și Ioana permisul. Dar Ioana încă nu știe de ea. A, încă nu știe Ioana? Nu, nici ea nu știe. Mersi, Doamne, prietenul mama, iubitul meu. Bravo, Robi. Doamne, să-i dai o familie. Piciorul pe frână și dai cheie. Dai voie să pui frână cu stângul, să știi că murim. Da, mă lași? Dacă ia piciorul de pe frână, nu accelera. Ce, uite ce s-a dus, Mavi. Cum e? Tare, Robi, wow. Ce te duci în stânga? Aici e pe interzis. Nu, că vreau să depășesc pe ăsta de aici. Mama, conduce legal, băieți, am uitat. Și noi duceți legal. Suntem pur și simplu oameni de la țară care ne bucurăm de o mașină automată. Noi n-am auzit în viața mea de așa ceva. E, cum e? M-au pus pe mine aici în spate, în grupia asta. Mami, sperăm să-ți placă și să te bucuri de ea și să te vedem mai des pe stradă. Vrei să ieși cu mine afară cu băieții cu mașina în noaptea asta? Nu? Bine. Să mai fac mai multe. Deci deja îmi place rău.